Vă salut, dragi prieteni, cu acest gând despre voința liberă, despre voința omului în general, care are o anumită măsură de libertate. Și acest gând despre voința liberă, acest concept. Care, din păcate, nu este foarte dezbătut. De asta spun că este mai mult un gând, un concept, ceva aruncat înainte de foarte multe ori, fără să fie discutat ce este ea, voința, ce poate să facă ea, ce libertate are ea. Și pentru că există în piața evanghelică foarte utilizat acest concept, fără să fie, cred eu, suficient de dezbătut și explicat, aș dori să vă atrag atenția să vă duc spre a vă gândi la ceea ce Domnul Isus Hristos spunea despre voință. El a luat de la sine înțeles, cum zicem noi câteodată, faptul că sunt oameni care vor să vină după el. Zice Domnul Isus, dacă voiește cineva să vină după mine. Și pentru că se folosește această expresie în Sfânta Scriptură, unii oameni <coughs> au ajuns să spună, domnule, tot ceea ce contează, tot ceea ce este important, este să vrei. Sau, se folosește expresia, depinde de voința ta. Uh, sau, măcar să vrei. Da? Deci se folosește clișeul ăsta, sintagma asta, uh, chipurile luată din Biblie, chiar din uh, cuvintele Domnului Iisus Hristos se spune, că El a zis, nu, dacă voi și cineva să vină după mine, se folosește acest clișeu, această expresie, cu anumite variații, pentru a se sugera faptul că tot ceea ce este necesar ca să fii mântuit, este să vrei, să-ți dorești lucrul ăsta. Sau alții spun să decizi, da? să fii determinat, să iei o hotărâre sau o decizie. Eu v-aș sugera să vă gândiți la lucrul acesta mai bine și eu pornesc de la premiza că acest clișeu, această idee că este suficient să vrei, sau că asta este tot ceea ce contează pentru a fi mântuit, acest clișeu, această idee este greșită. Pentru că, pentru că Domnul Isus nu a spus este suficient să vrei. El niciodată nu a spus așa ceva. Lui niciodată nu i-a trecut prin minte așa ceva. Și nu este adevărat că este suficient să vrei. De aceea, dacă noi am schimbat. Conceptul biblic de convertire cu ideea asta că este suficient să vrei este ceva greșit și este fatal pentru mulți oameni. Da? Așa că, direct proporțional cu folosirea acestei expresii, în special în evanghelizări, direct proporțional cu asta este și marea înșelare în care trăiesc foarte mulți oameni, care cred că doar pentru că au vrut sau s-au hotărât sau au decis chipurile să urmeze pe Domnul. Totul este în regulă acum. De ce? Pentru că așa li s-a spus că este suficient să vrei. Și dacă vrei, totul este în regulă. Vreau să întărești lucrul acesta cu uh, ceea ce Domnul Isus Hristos spune în continuare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și crucea și să mă urmeze și unul dintre evangeliști uh, prezintă o variație să mă urmeze în fiecare zi. Așadar, nu este suficient să vrei. Pentru că dacă ar fi fost suficient să vrei, Domnul Iisus Hristos n-ar fi prezentat și celelalte lucruri. Și dacă ar fi fost suficient să vrei, atunci înseamnă că ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos poate să fie pentru o clasă mai înaltă de creștini. Nu, Domnul Iisus Hristos vorbește despre esența uceniciei care constă între în a te lepăda de tine însuți, a lua crucea și le-a urma pe Hristos în fiecare zi. Dar fiecare dintre noi putem testa lucrul acesta. Mulți dintre noi ne-am decis să ne schimbăm anumite aspecte din viața noastră. Poate să folosim mai puțin tehnologia, mai puțin Facebook-ul, mai puțin YouTube-ul, mai puțin jocurile. Să dăm mai puțin timp pentru unele lucruri și să dăm mai mult timp pentru altele. Să dăm mai puțin energie pentru unele, să dăm mai multă energie pentru altele. Ne-am gândit de foarte multe ori să ne disciplinăm în citirea Scripturii, în practica rugăciunii, în post, în frecvența la biserică, în implicarea în anumite activități, poate sociale, poate religioase și așa mai departe. Ne-am gândit de multe ori să uh, schimbăm radical viața noastră în anumite privințe și mulți dintre noi am trăit mari dezamăgiri legate de noi înșine și am ar fi trebuit cel puțin să ajungem la concluzia că uh, a voi să faci un lucru, a dori să faci ceva nu este suficient. Și că de multe ori de fapt asta este o mare înșelătorie. A crede că e suficient să vrei este o mare înșelătorie, pentru că ai vrut de foarte multe ori, te-ai decis, te-ai hotărât ai luat decizii, ai zis tu serioase, ai făcut promisiuni, ai fost 100% sigur în momentul în care ai fost cercetat, apăsat din cauza unor uh, repercursiuni care s-au datorat unor uh, acțiuni greșite pe care le-ai uh, întreprins. Ai fost foarte hotărât, ai fost foarte decis, ai fost foarte dedicat, ai fost foarte radical în gândirea ta și totuși, după aia ai trăit o dezamăgire cu privire la tine însuți pentru că ai văzut că nu poți să faci ceea ce ți-ai dorit sau ceea ce ai decis, ce ai fost determinat, ce ai hotărât să faci. Așadar, dragii mei, pe scurt, ideea asta este. Ideea este că nu este suficient să vrei. Nu este suficient să vrei. Și voința chiar a omului născut din nou, deși este eliberată din sclavia păcatului, totuși este o voință care ne are nevoie să fie mereu înviorată, împrospătată, întărită, împuternicită, îmbărbătată, înnoită, îndreptată. În direcția corectă, de către Duhul Sfânt. Cu atât mai mult, voința unui om care nu este născut din nou are nevoie de această lucrare puternică de regenerare și de noire a Duhului Sfânt. Ce am vrut să spun este că, și care este, cred eu, cea mai mare tragedie, pe lângă faptul că mulți credincioși trăiesc depresii, descurajări cu privire la ei înșiși pentru că li se spune că totul depinde de voința lor, iar ei tot încearcă prin voința lor și văd că nu funcționează. Pe lângă asta, care în sine este și lucrul ăsta, o mare falsitate. Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Inclusiv a voi și a hotărât corect și a decide corect. Fără el nu putem să facem lucrul ăsta. Deci este o mare înșelătorie asta, dar mai mare înșelătorie este a spune unui necredincios care este robit de păcat, a cărui voință este legată de rău, îndreptată spre rău, Robită de rău, să-i spui că totul depinde de voința lui. Este o mare tragedie. Este o mare tragedie. O mare înșelare. Pentru că mulți din oamenii aceștia hotărăsc, se decid, doresc și uh, ajung să devină falși credincioși, membrii morți, în păcate, ai bisericilor noastre, care se nenorocesc pe ei își și contribuie la degradarea adunărilor. Acum, bineînțeles, rămâne această dilemă. Cum poate un om nenăscut din nou, un om mort în greșele și în păcate lui, să dorească să-l să urmeze, pe Hristos, nu? Cum poate? Păi se poate lucrul ăsta, dragii mei. Se poate pentru că dorința noastră este motivată de anumite lucruri. Există anumite impulsuri din spate care fac ca voința sau dorințele noastre să intre în acțiune. Dorința de a duce -o mai bine. Dorința de a te ști în pace cu Dumnezeu. Dorința de a nu te duce în iad. Dorința de a fi bine binecuvântat material. Uh, dorința de a avea conștiința împăcată. Dorința de a mulțumi pe părinți sau pe soț sau pe soție sau comunitatea în care ești. Dorința de a fi acceptat. Dorința de a fi considerat un om mai religios, mai neprihănit. Sunt foarte multe dorințe greșite, păcătoase care pot sta în spatele deciziei de a urma pe Hristos. De aceea decizia nu este suficientă, nu este deloc suficientă. Uh, și acum ceea ce Domnul Iisus Hristos spune de fapt când zice dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de tine, să-și acrucea și să mă urmeze, Domnul Iisus Hristos nu prezintă o cale mai grea a mântuirii decât Apostolul Pavel. Pavel spune, prin har sunteți mântuiți prin credință și Hristos spune, nu, eu vă dau o cale a mântuirii mai grea. Nu! Domnul Iisus Hristos vorbește tot despre o mântuire prin credință, când zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede, să-și acrucea și să mă urmeze. Domnul Iisus tot despre mântuirea prin credință vorbește acolo. Doar că Domnul Isus Hristos vorbește despre o mântuire printr-o credință demonstrată, dovedită, printr-o credință a cărui, ale cărei efecte, rezultate, manifestări, el le vrea în acțiune. Așadar, Domnul Isus vorbește despre mântuirea prin har, prin credință, dar o credință demonstrată. Cum? Simplu. Dacă voiești să vii după Hristos, da, dacă spui că crezi în Domnul Isus Hristos, dacă ți-ai pus viața mâinile lui Hristos, dacă ai pretenția asta, atunci vei dovedi această credință cum? Lepădându-te de tine însuți cu tot ce ești tu. Planurile tale, visurile tale, hobby tale, lucrurile bune și lucrurile rele ale tale, păcatele tale, moralitatea ta, toată viața ta trebuie să fie dată Domnului Isus Hristos. Da? te lepezi de tine însuți, renunți la ceea ce ai dorit tu să faci cu tine, cu viața ta, cu energia ta, cu banii tăi, cu casa ta, cu familia ta, cu mașina ta, cu pământurile tale și așa mai departe. Totul este dat Domnului Iisus Hristos. Te lepezi de tine însuți, nu mai ești tu centrul definitoriu, centrul gravitațional al vieții tale și factorul definitoriu al vieții tale. Renunți, renunți la tine însuți. Te lepezi de tine însuți, îți iei crucea în fiecare zi, ceea ce presupune moarte față de sine, față de tot ce dorește sine, de păcatele sine, moralitatea sine, visurile sine, gândurile sine, planurile sine, direcțiile sine, inclinațiile sine, tot ce sine trebuie crucificat în fiecare zi. De ce? Pentru că El este cu noi, îl purtăm cu noi. Cel mai mare trădător al nostru este în inimile noastre. Îl purtăm cu noi și trebuie să-l crucificăm în fiecare zi, da? El este restignit odată pentru totdeauna. Biblia spune lucrul acesta, dar într-un anumit sens, toate pulsiunile, toate reacțiile lui care rămân în noi trebuie uh, omorâte. De asta, Pavel spune în colosini, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Evident, noi suntem crucificați. Firea noastră este crucificată, ca așa spune Biblia. Am fost restigniți împreună cu patrimile și poftele noastre. Dar se cere o omorâre a manifestărilor, a reacțiilor, a pornirilor, a impulsurilor, a pulsiunilor firii pământești. În fiecare zi ni se cere lucrul acesta. Da? Asta este a doua dovadă a unei credințe adevărate mântuitoare. Și apoi Domnul zice să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Credința mântuitoare, dovada credinței adevărate, este o îndreptare a întregii noastre ființe către Domnul Isus Hristos. Altfel, totul este moralism, ascetism, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, fac lucrurile alea, alte și spui, a, păi le fac Biblia spune așa. Da, Biblia spune așa. Dar Biblia n-a vrut să te transforme într-un moralist, ci a vrut să te transforme într-un om mântuit, într-un om care îl urmează pe Domnul Isus Hristos. Și asta face diferența elementară între un moralist și un om mântuit. Între un om care își caută o neprihănire prin propriile sale puteri, sforțări, fapte și un om care are neprihănirea din Domnul Isus Hristos. Diferența este că unul dintre ei îl urmează pe Hristos. Este direcționat spre Hristos. Și a puterea, viața, gândurile, mentalitatea lui este din Domnul Isus Hristos. El poate să spună ca Hristos, nu Pavel, despre Domnul Isus Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Da? Este o viață Domnului Isus Hristos care se revarsă din ființa înnoită în exterior. Dar totul pornește dinăuntru și dintr-o relaționare corectă la persoana Domnului Isus Hristos. Nu, dragii mei, nu este suficient să decidem. Nu, nu este suficient să ridicăm mâna. Nu, nu este suficient să mergi în față la învon și să se un predicator pentru tine. Nu, nu este suficient să te hotărăști. Nu este suficient să te hotărăști nici măcar în fiecare zi. Nu este suficient. Nu este suficient. Dacă vrei să vii după Domnul Isus Hristos, dorința este bună, dar ca ea să fie verificată că este una autentică și este născută în tine din lucrarea Duhului Sfânt, că este născută, pusă, implantată în tine acolo de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că răsare dintr-o inimă noită, verificarea acestui lucru, evaluarea acestui lucru, demonstrarea acestui lucru pe care trebuie să-l facem față de noi, fiecare dintre noi, pentru că la mijloc este eternitatea noastră, este relația noastră cu Dumnezeu, este veșnicia noastră la mijloc. Da? Ca să demonstrăm lucrul acesta, trebuie să ne lepădăm de noi înșine cu tot ce este sinele nostru, da? să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos. Dacă ar fi cineva să mă pună să sumarizez ce este mântuirea, dacă ar fi să mă pună să sumarizez ce este credința, ce este întoarcerea la Dumnezeu, ce este pocăința și credința, ce este convertirea, aș spune acest lucru. Este o redirecționare a întregii vieți către Hristos. Este al pune pe Domnul Isus Hristos ca centrul gravitațional al vieții. Este al avea pe Domnul Isus Hristos ca factor definitoriu al întregii vieți a întregii mele vieți, da? Fiecare domeniu din viața mea este restructurat, redefinit, reformat, reconstruit după voia Domnului și Mântuitorului meu, Isus Hristos. În absența acestui lucru, orice altă decizie, orice altă hotărâre, orice moralism, orice religie, orice umblare la biserică, orice fel de uh, ritual religios este egal cu zero. Este egal cu zero. Destinul este iadul. De aceea, dragii mei, este este foarte important să înțelegem că nu este suficientă dorința. Nu este suficientă dorința. Ea este importantă dacă e autentică. Și o verifici dacă e autentică după ceea ce Domnul spune în continuare. Da? Nu este suficient să vrei. Nu, nu este. Asta este o minciună, este o chemare falsă la mântuire. Este o chemare falsă. Este o chemare biblică a Evangheliei. Să te pocăiești, să crezi în Domnul Isus, să te lepe de tine însuți, să-ți iei crucea, să-l pe Domnul în fiecare zi. Asta nu este o chemare autentică a Evangheliei. Dar este și una falsă. Și eu nu spun că cei care spun în felul ăsta, e suficient să vrei, e suficient să te decizi. Eu nu spun că ei sunt rău intenționați. Sunt sigur că mulți din oamenii aceștia vor ca mulți oameni să fie mântuiți. Dar nu este suficient, dragii mei. Nu este suficient. Rămâne greșit, indiferent de intenția bună a acestor oameni. În care nu vreau să-l lovesc absolut deloc. Indiferent de intenția lor bună, este greșit. Și lucrul acesta, din păcate, se spune, poate la cele mai multe evanghelizări. E suficient să vrei. E suficient să te decizi. E suficient să iei o hotărâre. Restul va face Dumnezeu. Da, Dumnezeu face totul în noi. Dumnezeu nu face doar puțin. Dumnezeu face totul. El chiar implantează și dorința autentică de a-l căuta pe el. Pentru că noi, din natura noastră, îl căutăm pe Dumnezeu din motive greșite. Dorința noastră după Dumnezeu întotdeauna este greșită. Până când Dumnezeu vine și sfințește, înnoiește, reformează, restructurează întreaga noastră ființă, lăuntrică, așa încât și cea mai mică dorință noastră după Dumnezeu să fie de la Duhul Sfânt, să fie înnoită, să fie autentică și să ducă la mai mult decât pur și simplu o flacără uh, aprisă de un gaz artificial, care imediat se stinge. Uh, Dumnezeu să vă binecuvânteze să aveți această dorință, vie, autentică. Dinamică, activă, manifestată după Domnul Isus Hristos, pentru că în asta constă esența mântuirii noastre și să nu prezentăm altora o cale a mântuirii mai ușoară, pentru că nu există decât una, și anume mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Vă salut, vă doresc o zi binecuvântată, este o zi extraordinară de care trebuie să ne bucurăm, că este un dar pe care Dumnezeu ne l-a făcut nouă oamenilor ca să ne umple inima de bucurie. Și dacă considerați că mesajul acesta este important și trebuie auzit de mai mulți oameni, dați acum un like, dați un share și cu ajutorul Dumnezeu ne vedem la un alt live altă dată.